În programul științei municipal de Deman s-a adăugat o competiție de verificare la finalul cantonamentului de iarnă. Pe 18-19 ianuarie, studenții se vor deplasa la Odorhei pentru un turneu cu 4 echipe. Handbaliștii băcăuani sunt în stadiu centralizat la Piatra Neamț până pe 14 ianuarie, după care pe 15-16 vor participa tot sub Pietricica la un 4 la tercu Romcri Brașov, Universitatea Galați și lotul național de tineret al României. Finalul pregătirilor ar trebui să găsească știința pe teren propriu cu o dublă cu HCM Constanța programată pe 23-24 ianuarie. Aceste ultime jocuri de verificare nu sunt însă bătute în cuie în condițiile în care lucrările de renovare la sala sporturilor nu s-au încheiat. Elevii lui Otto Hel și Gabriel Armanu vor începe returul pe 31 ianuarie acasă cu UCM Reșița.